Dar nu-i recomandam. Oricine poate să facă ce vrea. Ceva poate să fie rușinos, ceva îngrașă. Îl dăm bun. Cum spunea Tudor, din perioada studenției, când la anumite facultăți era problema poziției matematicii sau non-matematicii în știința economică, știu teoria austriacă, dar și referințe la Nicola Regen, haikmomania, adică arte pentru arte, dacă matematica a început să devină un instrument ca scop în sine pentru orice fenomen de scris, de model. Da, domnul profesor. Îmi cer scuze că mai iau cuvântul odată, fiindcă va trebui să plec la spital. Da. Ca una din concluziile desprinse pentru mine, dar eu am venit cu concluzia asta, adică am venit înainte de... este că este foarte dăunător să te închistezi într-o școală. Vorbesc din punct de vedere aplicării. Fie că e școala austriacă, fie că e școala marxistă, neomarxistă sau keynesistă. Asta este, cum se spunea înainte, după părerea mea, ideologie dogmatică. Adică fiecare școală are lucruri bune, da. Și toată arta este să știi cum să iei. Ca să știi cum să iei, trebuie să știi. E ușor să spui, domnule, matematica asta nu-i bună la nimic, nici econometria. Cum unii spun, domnule, fetele astea frumoase, sau hai să ne iau cu fete ca să nu, merele sunt acre. De ce sunt acre? Când ajung la ele. Fetele frumoase au rentă de frumusețe. Da, au rentă de frumusețe, dar dacă n-ai acces la ele, încep să le cau. Uite, că parcă nu știu ce. Da. De asta, ca să faci un model bun, îți trebuie o cultură bună. Nu numai economic, și filozof, că trebuie să știi la ce să... Fiindcă dacă nu știi cu ce se mănâncă, nu poți folosi. E clar. Acum l-aș întreba pe colegul nostru, v-ați referit la dualismul... Metodologic. E ceva de bine sau de rău? Dualismul e de bine. Dacă e dual, dacă e de monismul bine, e de rău. Poftim? Dualismul e de bine, monismul e de rău. Nu, că nu intră. Da, corect. Ce se întâmplă? Revenind la complexitate. Natura asta e atât de complexă încât dacă mergi pe o singură felie, e clar că șansele sunt reduse. Cum erau exemple chiar în primele ediții ale cărții lui Samuelson, unde desena întâi un cioc și te întreba și după aceea mai arăta și vedea că de fapt nu era aia și mai ridica puțin, avea câteva figuri, da, dacă figuri. Primele ediții le-am. Sau cu problema orbilor care pipăie piciorul unui elefant și ce aia. Și fiecare îi spărea altceva. Cel care ajungea mai sus vedea. Deci, părerea mea este că trebuie îmbinat. Nu fiindcă folosesc metode matematice, dar totuși ele sunt utile. Și de asta se dezvoltă, adică față de... O să mă refer la un exemplu. În 1965, când a apărut modelul CAPM, pe care prietenul meu îl știe, Capital Asset Pricing Model, vă arăt literatură. Toată lumea era entuziasmată. Gata, putem evalua orice activ. Modelul lui Sharpe. În 1907,
liniar, normal. În 1973 apare un modelul Black Shores, bazat pe procese stohastice, de fapt erau, s-a ajuns la o ecuație cu derivate parțiale, ecuația căldurii. Dacă o să vedeți literatura din acea vreme, modelul Black Shores era comparat cu rezultatul obținut de Einstein. Gata, acum se... aceeași ecuație. Poftim? E aceeași ecuație. E aceeași... După aceea am văzut că lucrurile nu sunt chiar așa. Domnul profesor Ștașa își amintește ce entuziasm era cu fazii SETS când erai venit negoiță cu... Gata, nu mai e bună teoria probabilităților, logica aceea. Asta nu înseamnă că nu sunt bune, adică entuziasm moderat și trebuie să știi să le folosești. Din punct de vedere practic, părerea mea că oricât ar fi de perfecționat modelul, ultimul cuvânt îl are tot omul, fiindcă el, pe baza rezultatelor modelelor, poate să ia decizii mai competente. Dar nu să creadă, cum s-a crezut la un moment dat, când era vorba de rata acumulării, asta înseamnă investițiile în PIB. Da. Dacă ți iese acolo 0,1915, asta e soluția. Nu, vezi ce iese și judeci. Deci, după părerea mea, mai ales cei care investigează fenomenul economic, trebuie să fie dotat cu două instrumente. Cunoștințe metodologice, sunt de acord, econometrice, fiindcă altfel și econometria s-a dezvoltat, fiindcă domnul colegul a vorbit de cauzalitate. Sigur că s-a referit la cauzalitatea din fizică, dar în econometrie există cu cauzalitatea Granger, care era spre noi, care e cauzalitatea informațională și altele. Deci trebuie să cunoști... Mai este care are cauzalitate statistică. Sigur, dar mă rog, sunt... Probabilistă. Da. În aceeași categorie, cred că e. Nu chiar așa în aceeași. Da. Deci trebuie să cunoști... Asta cere efort, cere efort mare, dar, dar la nivelul următor trebuie să poți să iei tu să iei judecăți pe baza informațiilor date de model. Și asta cere o bună cunoaștere a practicii. Și toate astea cer un efort și, cum spuneam, Moisil, una e să citești despre dragoste și alta să faci dragoste. Sunt lucruri, sunt planuri diferite. Aș spune, la interesele noastre, că bineînțeles că nu cred că nimeni de aici din sală, cel puțin, nu își asumă, nu cred că cineva din sală își asumă poziție de tipul de care pot vorbi dogmatic, în sensul că gata, bineînțeles că avem toți căutări peste tot, nu refuzăm să încercăm să cunoaștem alte paradigme sau alți gânditori, doar că acum, bineînțeles, fiecare e limitat. Eu, cel puțin personal, l-am descoperit căutând, bineînțeles, și în facultate, am descoperit școala austriacă, l-am descoperit pe Mises, am văzut ce are de spus, cel puțin în privința asta punctuală, că bineînțeles că nu luăm acum de sfânt, nu luăm lucrurile lui drept Sfinte Scripturi, dar până acum și până aproape la contrarie, consider că are dreptate, adică mi se pare că luând lucrurile și văzându-le, logic vorbind, consider că are coerență și logică ce spun. Hai că poate ți aduce aminte după ce am și o scurtă intervenție, zic eu. În primul și în primul rând, aș relua exemplul pe care l-a dat Taleb la un moment dat vis-a-vis de problema aceasta a științelor exacte și a științelor sociale.
Zice el așa, domnule, dacă pui, sunt două tipuri de variabile, variabile care țin de legea gravitației și fizica, biologia, științele exacte, contribuie la determinarea acestor variabile și sunt variabile care țin de, să spunem, acțiunea umană, om, preferințe și așa mai departe. Zice el așa, domne, uite, dacă punem într-un stadion cu 70.000 de oameni și vrem să măsurăm în acel stadion greutatea medie sau înălțimea medie a oamenilor din stadionul respectiv și obținem o variabilă medie a acelui grup, că tot vorbeam aici de relația parte-întreg, și zice el, dacă am adăuga în acel stadion, aducem din lumea asta pe cel mai înalt sau pe cel mai greu om din lume, Timureșan, media respectivă nu se schimbă semnificativ de mult. Dar zice el așa, dacă aș vrea să-i calculez venitul mediu al celor care sunt în stadionul respectiv, obțin o valoare. Dar dacă aș aduce pe cel mai bogat om din lume și l-aș introduce în stadionul respectiv, imediat se schimbă valoarea acelei variabile. Și atunci noi nu putem să căutăm adevărul vorbind de variabile care au natură diferită. Și e o problemă aici. Și acest dualism metodologic are sens până la urmă. Și acum m-aș lega un pic de două lucruri. Una legat de ceea ce spunea domnul Popoviciu vis-a-vis de faptul că nu există concepte primare absolute, Popoviciu, și nici adevăruri unice într-un slide. Mie mi-ar fi greu să trăiesc într-o lume economică sau într-o știință a economiei în care, de exemplu, legea cererii și a ofertei n-ar avea caracter de adevăr absolut. Sau într-o lume a fizicii în care legea gravitației n-ar avea caracter de adevăr absolut. Nu cred că am putea nega caracterul absolut, de adevăr absolut, al legii gravitației, pentru că dacă am face așa ceva, ne-am aruncat toți de pe bloc mâine și am vedea pe pielea noastră efectele unei astfel de negări. Noi totuși cădem, suntem atrași de pământ. E un adevăr absolut că există legea asta când ne aruncăm acolo, nu? Zic eu. Acum, pe pământ, ideea că aici discutăm. Și eu zic că peste tot există legea asta a gravitației, doar că pe lună e de 7 ori mai mică atracția gravitațională. Și acum aș vrea două secunde să mai vorbesc despre modelare. Eu cred că atunci când vorbim de rolul matematicii în economie, pe lângă faptul că trebuie să facem distinție între matematica pentru microeconomie și matematica pentru macroeconomie, care presupune parte între relația respectivă, cred că ar trebui să mai facem și o distinție între matematica utilizată pentru probleme de tipul optimizare și probleme de tipul predicție. Adică, eu când mă duc să iau o decizie ca antreprenor, una este optimizarea, bazându-mă pe raritatea resurselor, pe niște lucruri istorice, și istoria are un alt rol aici, și alta este matematica utilizată pentru predicție. Noi să văd cât o să intre în magazinul meu mâine, cât o să fie prețul la pâinea pe care o vând eu mâine. Lucrurile sunt complet diferite aici, adică una e să vorbim de matematica și sunt tehnici diferite. Adică asta e cu clasificare. Și acum revin la ideea, cred că în discuția asta legată de cât de relevantă e matematica în economie. Nu este o clasificare, scuze-te. Matematica grea și matematica ușoară. Corect. Acum eu vreau să spun că pentru matematica utilizată pentru optimizări sau pentru a nu face predicții, ci doar să ne aranjez resursele, aici din punctul meu de vedere matematica are un rol covârșitor. Adică matematica aia măruntă, aritmetica până la urmă. Când mă duc la magazin în supermarket, credeți-mă că fără aritmetică, matematică sau o simplă contabilitate a resurselor, nu te plătește ca servița. Trebuie să știi să numești. Un gen de matematică și un gen de rol covârșitor acolo față de predicție. În predicție, acolo cred că apare discuția și problema. Acum, și închei cu asta. Cred că pentru a lămuri problema matematicii în economie, trebuie totuși să ne întoarcem la ideea de sistem. Și cred că e fundamental să înțelegem treaba aceasta cu parte și întreg. Pentru că, din punctul meu de vedere, sistemul nu acționează. Sistemul nu anticipează, nu influențează prețuri, nu are nevoi. El este o stare așa amorfă, sau să spunem așa, o entitate amorfă pe care o definim fiecare cum vrem noi.
și o caracterizăm fiecare cum vrem. Ideea nu există niciodată. Gândiți-vă numai la simplu lucru că în sala asta, cred că dacă am întrebat acum rapid care e nevoia primară pe care o avem fiecare dintre noi, n-am putea să agregăm nevoia sistemului făcut de noi aici. Chiar are o nevoie urgentă și unul nu o are. Adică nu putem vorbi despre sistem și atunci imediat cum folosești predicția a ceva care nu acționează, nu are, să spunem așa, formă fizică, ai probleme cu predicția respectivă. Până la urmă, PIB-ul și tot felul de variabile din acestea agregate sunt foarte complicate, de la modul de agregare, de la, cum să spun eu, evoluția lor, dinamica lor. Sunt sisteme dinamice, dar dinamica acestor sisteme nu are nicio legătură cu cei care formează sistemele respective și nici nu cred că vreodată cineva care descoperă o anumită relație de dinamică acolo o face altfel decât întâmplător și o va mai putea poate replica la nesfârșit pe tot felul de sisteme similare. Cam atât am avut așa scurt de spus în toată treaba asta. Eu nu sunt economist, nu sunt matematician. Am făcut filozofie și antropologie. Sper să și discuția dumneavoastră, în afară de câțiva remarcă pe care dumneavoastră ați făcut și acum dumneavoastră, îmi dau de gândit, îmi revin în cap o frază al Heidegger, că zice Wissenschaft, denken nicht. Verstehe? Alles verstehe? Știm să fintă, dar gând deloc. Dar gândire deloc. Da. De ce? Nu numai că oamenii de știință nu gândesc, avem o dovadă zilnic că oamenii de știință gândesc. Rachetele merge, trenurile care evită, nu știu, la acum la 1000 de kilometri pe oră în China, tot merge. Când Heidegger spune asta, gândul în spatele este știința nu gândește datorită faptului că nu se pune pe gândul ei problema de posibilitățile sale. Dacă și-ar băga asta, n-ar avea rezultatele pe care le are. Oamenii de știință nu au nevoie de filozofie, au nevoie de rezultate. De asta ce spune? Științific al antropologiei este o impostură, este o ermeneutică. Fica, aș vrea că dumneavoastră, care sunteți foarte bun economist, să reluați față de mine și să-mi explicați toate modelele splendide care mergea foarte bine până în 2008, spăpădit. Dar domnul Cioroș n-a pierdut bani. Fica, avem bani, spuneți-mă, că eu am citit în Wall Street Journal, fica, ca nimica, farabituri, câteva burse pentru cercetori de aici, din Ungaria, n-a pierdut bani. Atunci, sau știința economică foarte sofisticată, cum o dezvoltați, asemenea cu ce eu am învățat la școală, retorica
filozofiei medievale. Și atunci foarte bine, este o logică splendidă, mașina intelectuală, cum noi tineri învățam latina și nu făceam altceva decât să muncim cu gramatica. Sau atunci, pentru a înțelege cum merge această lume, trebuie altceva. Am citit foarte repede pe cartea lui Moses Pechler, am împrumutat 5 secunde, opoziția lui radicală față de Nietzsche. E foarte interesant. Și ca pe de o parte, Nietzsche dezvoltă ideea că nihilismul care este caracteristica omul modern este, cum să zici, permanește prea mult, care a fost un dațile tuturor experiențe sociale. Și asta zice ea, asta e nihilism adevărat. Nihilism nu e neam, nu e gol, e tot, e prea plin. Și noi, care un pic modest, spunem bine, care sunt științele sau domeniile umane în care matematica, știința, adică o construcție unui obiect în care ceea ce este constituit ca obiect n-are niciun cuvânt de spus. Atom, piatra, nu vorbește. Problemele umane este că vieta ființă că suntem noi, vorbim. Și vorbindu-ne avem idei. Chiar cel mai nenorocit țăran are idei, are și gândurile abstracte. Așa, de exemplu, în Moartea de Sindiene are niște gândurile abstracte. Atunci, cum noi putem să facem știință în demografie? Așa, de exemplu, nu știința. Omul nu contează. E o problemă de cantitate. E bine, e rău, nicio problemă. Și, cum spunea domnul, și domnul profesor, în viața practică noastră, bine, aritmetica. Eu mă duc la supermarket ca dumneavoastră și mă gândesc, vai, am câștigat așa lunea asta, pot să-mi cumpăr asta, asta, după, stop, așa ceva. Restul, în păcate, n-am informațiile bursiere pe care le are domnul Soros. Concluzia este că splendid, modele economice pe care le faceți sunt absolut splendide, dar nu m-ați informat și nu m-ați dat de înțeles de ce bogăția din secolul XIX rămâne în aceeași minurile ale oamenilor și ale țărilor. Vă mulțumesc de răbdare. Îmi dați și mie voie să vă spun ceva dumneavoastră. Vă vorbiți de Claude Lévi-Strauss, da? Profesorul dumneavoastră? Da. Da? Păi, profesorul dumneavoastră are un model matematic celebru pe care l-a elaborat împreună cu Andrei Schubert, da? Despre relații de rudenie într-o populație polineziană, mi se pare. Pot să răspund un sui? Nu merge deloc. Nu merge? Am lucrat 5 ani de zile despre nerudire cu Lévi-Strauss la început și după m-am dus la Oxford, la Romney Needham. Și nu mergea, fiindcă modelul Lévi-Strauss și l-a respins după Lévi-Strauss, mai târziu. Da, el l-a respins, da? Fiindcă el, nu numai el, adică o cantitate respectabilă de antropologi, punea cum să vă spun, aceleași relații cu numele diferite. Dar dumneavoastră puteți să mă asumați că tata la australien e egal de tata la Ionul Gheorghe din Oaș? Păi nu, stai puțin, eu mă refer la că modelul ăla e valabil pentru populația pe care au studiat-o, nu pentru toate populațiile. Dar atunci, dacă un model e valabil pentru o populație reală, studiat, nu e știință, fiindcă am auzit eu în tinerața mea de fizician că modelul căderea
corpurilor a lui Galileu Galilei e aceeași. Că te duci în Australia, că te duci în America de Nord, poți să calculezi mica variață. Dai o variață mică pe care o calculezi, dar restul, fundalul e același. Și legea cerei și a oferit. Da. Și a fost respins. Deci nu e general, nici n-am prezis că e general, dar pentru populația aia polineziană era ok sau nici acolo nu era ok? A lucrat pentru Australia, nu, doamna. Era, modelul era mai ok ca model logic decât ca model matematic. Era de fapt un model de logică matematică. Era un model algebric, algebric tot matematică. Și profesor Dumont, pe care am fost urmărit și cursurile lui, l-a demontat, acuzându-l de distros cu bună dreptate, că nu a înțeles sensurile termenelor. Că suntem totdeauna blocat de sensul. Oamenii vorbesc. Și dacă vă dau un exemplu repede și las vorbit celorlalți, în România, ca și în Italia, folosiți nepotul pentru... Da, în două sensuri diferite. Nu două sensuri, e o clasă. În termen de studii de rudere, e o clasă unică, care nu e deloc valabil pentru sistemul englez, sistemul francez, în german. Ce pot să compar? Nu pot fi comparat. Relația reală, cu cuvintele. Domnule, alea trebuie comparat. Le mot, cuvintele, traduce niște ele realități. Ele-șoze. Dar le mot nu sunt de șoze. Nu, dar și... Nu, sunt concepte. Nu, urma, să nu facem abstracție. Și nu sunt de șoze. Nu trebuie să facem abstracție de cuvinte, dar trebuie să ne uităm și la starea de fapt. Starea de fapt e diferită. Pentru când discut cu un român, un italian, vorbești de nepot, se vede că este o clasă diferită cu relații globale pe care noi nu le avem. Și nu e baie. Dumneavoastră a vorbit... Dumneavoastră a vorbit 5 limbi sau 6, 7 limbi străină. Trebuie să fie de folos. Nu? Ba așa e. Un mic comentariu. Vă rog, ca economist. Nu, e ok. Da, omul nu numai că vorbește și schimbă idei și comunică, adică. Noi economiștii spunem că omul mai face un lucru unic, care nu se regăsește nici la furnici, nici la albine. Schimbă bunuri, are prețuri, are piețe. Nu o să găsiți niciodată într-un mușuroi o furnică care vine cu o frunză și o dă unei alte furnici pe trei frunze. Și există tarif acolo, de ne uităm noi cu microscopul. Și asta, din punctul meu de vedere, aruncă în aer toate acele, să spunem așa, științe care încearcă să apropie homo economicus, omul, de lumea animală, de plante, de animale. Nu e un animal social, nici măcar animal până la urmă. Pentru că în momentul în care încerci să asociezi omul cu o furnică și să găsești în teoria complexității structura organizatorică a unui mușuroi și să o aplici la oameni, ai o problemă deja. Pentru că în mușuroiul ăla niciodată nu o să găsești prețuri, nu o să găsești schimburi, piețe. Asta face omul și nu face nimeni altcineva din lumea asta în care trăim. Și cu asta se ocupă până la urmă economia cu variabilele sale. Și problema e că acele schimburi sunt individuale, de la om la om. Nu o să vedeți niciodată un sistem schimbând bunul cu un alt sistem. Nu, tot Georgică cu Ionică schimbă.